Nu au trecut nici 3 luni de la încheierea recepției și rețeaua de irigații din parc dă deja rateuri, o rețea de irigații și de drenaj, respectiv peste 46 de kilometri de conductă și 4.326 de aspersoare, care a înghițit milioane de lei zace acum îngropată în pământ, parțial nefuncțională. În tot acest timp, la temperaturi de aproximativ 40 de grade Celsius, spațiul verde din imediata vecinătate a aleilor este uscat, iarbă uscată și praf. Asta vede craiovenul care caută în această perioadă, cu multe grade în termometru, o oază de răcoare. Sistemul de irigație este parțial nefuncțional. Multe dintre miile de aspersoare au fost acoperite cu pământ și angajații parcului sapă după ele să le descopere. Să vă uitați și noastră dimineața, că atunci mai irigă-i. Dau drumul la aspersoare. Numai pe aici, no, o să vedeți. Și un pic mai încă. Udă băncile. Uitați-vă ce bănci au făcut mai proaste, acolo au început să se dezgrădineze. Deci sunt bani cheltuiți de pomană cu irigația. Bar n-au pe unde sunt conductele. Acum le caută. Știți cum le caută? Gazmaua bat așa aici, să vadă, dau de aspersoarele. Da, da. Abar n-au pe unde sunt. Păi, eu cred că în jurul unora este săpat, probabil încearcă să le descopere. Acolo se dezgrădinează un pic când sare ăla și începe să udă. Și pe urmă se acoperă. Arătați-mi și mie dacă vedeți vreunul. Așa de bine au conlucrat proiectantul cu executorul, cel care a pus aspersoarele, că le-au pus prost și le-am spus de atâtea ori să schimbe, să ducă mai încolo sau să-i dea altă direcție. Au lenea ei. Primăria recunoaște că este o problemă cu sistemul de irigații din parc. Aspersoarele din parc, unele merg, unele nu prea merg, este în perioada de garanție și acolo, este în permanență constructorul, am înțeles că au fost preluate pe, au fost reluate pe tronsoane toate verificările și pe măsură ce apar probleme, se remediază de către constructor. Să știți că acolo va fi, după părerea mea, în permanență o problemă, pentru că acolo unde sunt aspersoare, unde sunt aspersoare, sunt și greu de protejat. În permanență pot fi lovite, în permanență pot fi lovite când se tunde iarba și asta vă spun că nu pot eu să spun că e proiectul prost. Eu pot să spun că se pot deregla și că în permanență trebuie să fie cineva care să remedieze. La fiecare tuns de iarbă, da, e o problemă din punctul acesta de vedere. Până atunci, lucrătorii din Parcul Romanescu trebuie să caute aspersoarele pentru a vedea unde sunt amplasate.